Salut și bine v-am găsit la un nou video pe Pio, sunt Legends X. Și astăzi am să vă arăt, mă scuzați că n-am mai postat de mult timp, asta este, nu prea am avut timp și o să încerc să revin cu videoclipuri noi și toate cele. Bun, astăzi am să vă arăt, pentru cei care nu știți, cum să instalați un DLC în City Skyline 2. În City Skyline, eu am vrut să zic City Skyline 2, în jocul City Skyline. Bun, pentru început, cei care suntem pe Epic Games, pe Steam este altceva, deci eu vă zic pentru Epic Games. Intrăm, spre exemplu, în aplicația Epic Games, o avem deschisă, după cum vedeți eu l-am deja instalat, trebuie să l-avem instalat jocul. Ne ducem la librărie, căutăm jocul, să vedem ce avem bifat, bun, dăm la Installed, că avem jocul instalat, spre exemplu, dăm pe aceste 3 punctulețe, dăm Explore Addons. Gen, dacă aveți addonsurile deja cumpărate sau free, o să vă arăt imediat. Spre exemplu, eu l-am luat pe acesta Campus Radio, este gratis, este puțin acum. Bun, după cum vedeți, noi avem în felul următor. Avem addons Carol's Candles and Candy, este free, mai avem Match Day free. Mai avem încă unul free, dacă nu mă înșel, da, mai avem unul free, Pearls for, from the East. Eu și acesta este free. Aceste 3 sunt free. Noi momentan nu le avem în joc, dar ca să le adăugăm în joc, spre exemplu, acesta este free, da? Bun. Noi dăm City Skyline, dăm pe addonsul respectiv, ne spune că l-avem deja în librărie, adică trebuie să-l luăm și după aceea l-avem în librărie. După ce l-avem în librărie, dăm în librărie și dăm Launch. Automat nou o să ne deschid acum jocul. Doar un moment să ne deschide jocul. Dăm Play. Așteptăm să intre în joc, că ne apare prima dată asta lor. Așteptăm să se încarce. Dăm Go It. Și după cum vedeți, aici avem DLC. După cum v-am arătat, eu, spre exemplu, acolo la mine apar toate. Și Carol's Candles and Candy, Pearls from the East și Match Day. Deci așa trebuie ca să faceți, ca să puteți să instalați DLC-ul din Epic Games, doar Epic Games. În Steam este altfel, vi le instalează automat, mai mult ca sigur, dar pe Epic Games trebuie să faceți treaba asta, vă duceți în Manage Addons, dați pe addonsul respectiv care l-ați luat, unde scrie dați pe el, scrie în library, deci l-aveți în librărie, dați click pe el și după aceea vi le instalează automat. Spre exemplu, eu am instalat pe Campus Radio prima dată și nu m-am uitat să văd dacă mi le-au instalat și pe acestea, și mi le-au instalat și pe acestea automat. Dacă nu, trebuia să fac același proces din nou pentru acestea. Videoclipul este cam lung, vă cred, sper că v-a plăcut videoclipul, sper să nu mă jurați, sper că v-a plăcut videoclipul, nu uitați de un like, un share, un subscribe și ne auzim cu un nou videoclip sau poate un live pe data viitoare. Multă baftă! Bye!